Bun găsit! Într-adevăr, președintele Republicii Moldova a convocat pentru astăzi Consiliul Suprem de Securitate. Asta după ce în regiunea transnistreană, care nu este controlată de autoritățile de la Chișinău, au avut loc ieri și astăzi două incidente foarte stranii. Ieri, sediul așa zisului sistem de securitate a autorităților de la Tiraspol a fost bombardat cu un lansator de grenade, iar astăzi dimineața au fost doborâte două antene de telecomunicații. Așa zisele autorități de la Tiraspol spun că acestea transmiteau posturile de radio rusești. Deocamdată nu se cunoaște cine sunt făptașii, iar așa zisele autorități de acolo investighează aceste două cazuri. Între timp, eu mă aflu la punctul intern vamal de trecere a frontierei de la Varnița, care desparte o parte a Republicii Moldova de cealaltă parte din regiunea transnistreană. De dimineață aici era un flux mare de mașini care doreau să intre în această altă parte a Republicii Moldova dinspre regiunea transnistreană. Între timp, aici se circulă în mod obișnuit. Totuși, oamenii sunt un pic panicați aici la Varnița după cele întâmplate astăzi dimineață și în ziua de ieri.